Sfântă împărăteasă Elena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu Evlavia pătrunzându-te, ai alergat cu dor pe urmele pașilor Mântuitorului și bisericile zidite spre slava Treimii. Poartă azi pe cetea mulțumirii tale, învrednicește-ne și pe noi, părtașa ne face bucuriei unirii cu Hristos, pentru legătura gândului smerit. Sfântă împărăteasă Elena, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vrednică ai fost de-a purta crucea ostenelilor spre întărirea poporului în credință. Însă nu înceta rugându-te ca să purtăm și noi cu vrednicie crucea necazurilor spre curățirea păcatelor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mâna cea nevăzută a proniei te-a călăuzit pe cărările credinței spre a deschide nouă porțile îndurărilor dumnezeiești. Iar acum intrare pe ușa mântuirii mijlocește-ne și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maică a Cuvântului, scrie-n cuvânt de mântuire în cartea sufletului, ca să nu fiu aruncat în focul cel veșnic pentru multe însemnări ale păcatelor mele. Pe stâlpii bisericii să-mi cununa, cu cântar dumnezeiești pe cei ce urma lui Hristos. De toată înșelăciunea vrăjmașului și prin rugăciunile lor să ne izbăvească de toată răutatea potrivnicilor. Caută cu milostivire prea cântată de Dumnezeu născătoare spre necazul meu cel cumplit al trupului și vindecă durerea sufletului meu.